Da, a trecut și mă bucur că a trecut cu bine. Mă bucur pentru rezultat, pentru că la joc trebuie să recunoaște că avem foarte multe de pus la punct. Dar mă bucur încă o dată, n-am decât să felicit băieții pentru cât au putut să alerge. Cel puțin la momentul ăsta cam atât putem alerga. Dar eu zic că puteam să încheiem jocul, am avut cel puțin 2-3. Dar la fel de adevărat este că au avut-o și ei pe asta. După ce a avut-o Vârlan, au copiat modelul ei de la Vârlan. Da, una peste alta, 3 puncte muncite și se vede începutul extrem de târziu al începutului. Căderea fizică, ai explicat ultimele 20 de minute când au fost pe voi. Cu siguranță că da, păi asta e. Deci ei au o lună jumate în fața noastră de pregătire. Era normal, anticipat chestia asta. O atmosferă de mare derby, deci, pentru Liga 4. Extraordinar de frumos, da. Trebuie să le felicităm cu suporterii, s-au comportat exemplar. Chiar am primit felicitări și de la aripile pentru felul că au, adică modul cum au încurajat echipa, cum au fost alături de noi, iar după aceea, fapt extraordinar, ne-au felicitat pentru faptul că au plecat băieții și au făcut curățenie, au adunat absolut tot ce au fost acolo, peturi, pungi, de toate. Vorbesc foarte serios, am păstrat mesajul de la Fleșariu, de la Luci. Prin victoria asta e mesajul vostru clar că vă bați la promovare? Nu, e mesajul nostru că am câștigat 3 puncte. Mai avem mult de muncă, de-abia început campionatul. Nici nu pot să mă gândesc la promovare de acum, aș face o mare greșeală. Eu, în primul rând, și nu i-aș da voie nimănui să gândească deocamdată. Asta înseamnă pas cu pas, promovarea numai la sfârșit putem trage linia.